M-am hotărât să încep o serie nouă. Arată-mi ce ai în telefon. Ok, hei, sunt Bie și astăzi împreună cu Teo Rose vom continua seria Arată-mi ce ai în telefon. Așa... Da, Teo Rose, în momentul de față a aflat ce urmează să filmăm după ce am montat 3 camere, 2 la valiere, aplaudat și am făcut biletele. Chiar ea ne-a ajutat să căutăm foaie și pic și toate nebuniile. Și proastă! Da, să stau dracu cu minte în banca mea! Asta nu este locația finală pentru această serie, este o locație provizorie unde am venit să filmăm acest episod împreună cu Vlad și Ciobanu, care și ei la ei pe canale o să aibă o grămadă de colaborări pe care vă invit să le vedeți, aveți infocard și link-uri în descriere. Deja v-am dat, vă dracu, efectiv, v-am dat de toate. Banii la sfârșit, plata o plomă. Cât despre locație, aveți link-ul în descriere de asemenea și hai să începem cu regulile. Teo, să știi că eu te iubesc foarte mult și nu vreau să-ți fac rău. Dar contentul e content. Lăhat, ai. Na, băi, e. Telefonul ăsta m-a probleme mi-a făcut de când l-am. Apar chestii în el, aiurea, nu? Face poze când nu știm, gen. Dă mesaj, primește, dă mesaj. Da, poți vorbește singur. Având în vedere că am venit foarte pe fugă și că s-a întâmplat această filmare foarte repede, nici eu n-am verificat ce e la mine în telefon, habar n-am. Vă dau un scris, n-am mai intrat în poze și în lucruri. Am poze un pic, am mai încerc câteva. Dar nu intenționat, nu am memorie, că am 10. Am 10 cu husă de 11, că mi-a pus o brandy pe el. Nu știu nici de-a dracu, nu știu. Chiar. Nu, o singură chestie vreau să ți-o spun. Ia. Fac niște ședințe de-astea de modelare corporală, nu înțelegi? Are nuduri în telefon, gata. Nu, fata aia îmi cere mereu telefonul să facă poze la buci. Pentru mine e ok. Pentru mine nu. Măcar dracu, după ce ajung la rezultate, să arătăm atunci niște buci, niște ceva. Da, așa, arăți obrăjurii aia necăjiți pe cameră, vorbește lumea dacă vede, mă. Eu nu o să intru în telefonul tău. Fac eu asta de bună, voi ești nesilită de nimeni? Nu, faci asta dacă vrei să nu pierzi punctul care te duce la consecința de la final, de a pierde și a face provocarea pe care noi împreună o să ți-o dăm. Provocarea nu e una de genul să mănânci orice kiwi cu muștar. Nu, are vlogul de după. Provocarea o să fie una pe care nu ți-o dorești, mai probabil. Regulile sunt simple. O să avem un bol cu bilețele, 10 bilețele. Fiecare trage câte un bilețel, 5 bilețele de fiecare. Acolo spune ce ai de arătat. E vorba de un lucru dintr-o anumită dată, un lucru dintr-o anumită aplicație. Restul de reguli o să le spun pe parcurs, că nu știu ce o să spice. La sfârșit, cine refuză de 3 ori să arate din 5, practic își pierde toate cele 3 puncte și face provocarea. Hai să dăm drumul la episod. Aplaudați! La pauză, unde e? A venit bolul aici. Superb. Hai, hârtie, forfecopiatură, la și. A. 1, 2, 3 și. Dar am văzut că a intenționat să facă asta. Am zis, mamă, ce bine, acum știu ce face. Și tot poia am pus. Efectiv, asta sunt. E mai bine ca să am și eu puțin timp de acolo. Hai de bine! Al 10-lea TikTok salvat. La mine n-a ieșit bine. N-a ieșit bine? N-a ieșit bine, că eu salvez mai mizerii. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Asta l-am salvat că voiam să-l facem. Bună, sunt Alejandra și cel mai tare cred că o simbetică line în seara asta. A, știu bună, asta. Bună, sunt Irina și cred că cel mai tare simbete vasului. Vai, ce tare. Salut, sunt Căin și cred că cel mai tare se îmbat. Azi îl facem. Azi îl facem. Bă, ce tare e asta. E tare. Îl și facem diseară. Am și scăpat frumos. Tu ești eu. Hai, Deluță de Marie. Hai, tu. Aplauda cool. Scriu urât, da, am fost la arte. 3 tranziții cele mai recente pe Revolut. Tranzacții. Eu fac tranziții, mă, nebunor, ca pe TikTok. TikTok. Dacă n-ai niciuna, trimite-ne 3 ori mie. Către psihoterapeut 200 de lei. De la Alex, iubitul meu, 300 de ron am primit. Aaaa! Și mi-a mai dat încă 10 lei că aveam nevoie să plătesc o aplicație sau ceva. Ia uite, nu, tădeam și eu, ia stai așa, stai. Da, uite, i-am trimis și eu lui Alex 1700 ron. Să arate acolo ceva. Ca să nu creadă lumea că sunt fata întreținută. A datoria, a dat înapoi. Ia stai, eu sunt prost, mă, ia, nafu, dai dracu de gură, tâmpita, dracu, cauți în telefon. Stai să iau cafeaua asta de aici, că simt că mă moi. Hai că nu mă uit. Ce scrie la alarma de la ora 6?
seara. Deci m-am uitat așa orientativ să văd când am eu mai multe alarme, că eu uit, gen dacă mă suni acum și într-o oră am ceva de făcut, uit într-o oră, efectiv. Deci eu la ora 6:18 am 4 alarme deodată și s-a așa. Acte Radu, Easy Box și mi-au trimis deja coletul înapoi că tot n-am fost. Plătește la stat. Să nu zic ANAF-ul. Și la mine scrie la fel, oameni buni. Să n-aveți nicio urmă de îndoială. Și mai am una a patra și tare. Poliție. Mama. La mine nu scrie așa, oameni buni. N-am probleme, îmi plac polițiștii. Eu nu știu ce e, cred că e de prin drama din vară, că trebuia să mă prezint să dau declarații și din astea. Adică cred, aia e dracu, că n-am mai fost de atunci. Nici nu cred că scrie ce... Ai bă, că bă, eu ce mă, eu vă arăt eu și... Nu mi-a picat mie bilețelul, de ce să vă arăt? Ia arată-mă, ia. A, uite, am la 1:30 noaptea, sutienul negru din Honda. De la Honda. De la, nu, oare de, la, de ce? La 4, la 16:00 scrie undeva aici întreținere Alex 100 de lei. Și ziceai că nu întreții tu. La 8:10 rucsac Ralu și la 11:45 seara negativ Bianca. Dar nu un test de COVID, negativ, știi ce zic, muzical. Haide. Hai, eu sunt, fuck. Ești. Nu, nu, ia e. Îmi zic, hai mă, că a tras ea, că acum am arătat eu și... Îl iau pe ăsta orice ar fi. A treia cea mai recentă conversație de pe WhatsApp. Deci e ideea de o pagină. A treia e de pe grup Big Up Studio. A, dar pot să vă arăt de fapt că e super amuzant, jur, și-ți trimis și clipul ca să vezi. Pe Boieru, la Instagram acolo, am pentru marketing numărul lui Boier Bibescu trecut. Așa. Știi că e managerul meu. Și îl sună toți copiii efectiv să vorbească cu mine. Și când sunt la studio, eu le mai răspund, știi, și iau telefonul și zic: "Ce faceți, mă? Nu știu, stau de vorbă cu ei." E terorizat efectiv. Fiate, îți fac legătura imediat. Apasă tasta 1. Mai apas odată. Gata. Mă, sărăci. Ia fii cătreți, sărăci, bă, bă, mie. Superb. A scris aici Vlad, azi e pe centrală. Alexandra zis leșinul nebunesc, i-am zis, mă piși pe mine. Aoleu. Data viitoare este timp. Te-a luat panica, de ce? Da, cel mai recent story de la Close Friends. Efectiv, ai zis, sper să nu fiu eu. Da. Eu nu postez la Close Friends, așa că e mai bine că ți-a picat ție, că eu sunt slabă rău la de-astea. Bă, sunt tehnică, boss, eu nu știu să folosesc astea deci aplicații. Deci să vadă doar prietenii tăi când ești beată. Da, eu n-am problemă, prietenii mei sunt toți. Mă vede toată lumea, că eu dacă sunt beată, jur, dacă mă îmbăt, eu postez postori. Mă vede lumea aia și a doua zi și zic, am turnat aseară în mine. Ce vrei, mă? A, stai, mă, trebuie să ne trăim și noi tinerețea în paralel cu tot ce se întâmplă. De ce să ne ascundem pe deget? Doamne, te rog, teach me. Mă, nu suntem nici noi roboți, nu suntem perfecti, trebuie să ne trăim și noi viața. Adică, tocmai de asta am ajuns să mă confund cu anxietate, cu alte probleme, pentru că m-am oprit din a trăi și eu lucrurile pe care trebuia să le trăiesc. Noi sărim etape făcând toate lucrurile astea, știi? Suntem și noi oameni și trebuie să trăim ce trebuie să trăiți și voi. Adică nu e cu nimic diferit. Eu, să știți că caut unul de la Close Friends acum, că lately n-am prea avut. Dacă ăla e cel mai recent, nu pot să-l pun. E rău, mă, la mine nu pot să-l pun. Mă, stai că mă gândesc că nu e despre mine. Eu povesteam ce am văzut pe stradă, da? Crezi că celelalte ar putea să mă rupă? Să-mi pierd un punct? Nu. Nu, nu? Nu-l arăt. Pierd un punct. Ești tare în clanță? Absolut. Cea mai recentă notiță. Ce bine, ce bine. Doamne, mulțumesc. Doamne, incredibil. Mama, aveam mai jos următoarea. Spun sincer, următoarea notiță. Uite, prima notiță e așa. Mi-am făcut programul pentru luni, gen ce am. De luni pe 8 am vorbește lumea, trebuie să merg la Malvina la machiaj și după am repetiții, gen. Și mi-am pus ca să nu uit ce am de făcut. Mm-hmm. La următorul, am făcut astăzi un cadou cuiva cu care nu mai sunt în relații bune. Am trimis niște flori și am căutat să fac un text, gen, să trimit un bilețel, știi? Și aveam aici tot ce scrisesem. Ați pierdut voi, nu eu! Hai să dăm. Mă-și piciorul, că cred că iese prost. Prima notiță din telefon. Prima notiță. Prima notiță. De seama dacă a rămas de atâta timp cât de important. Fac. Ia. Nu, știu ce e. Deci prima mea notiță este de la centrală. De la centrala termică de acasă, că am aplicația pe telefon, se poate să schimb de pe telefon. Pe care să-l iau? Iau pe ăsta cel mai strâns. Te-ai dus. Istoricul de pe Safari. Mă aplaudați! Superb! Sunt foarte curios, jur. Scrie așa.
era un citat pe care îl citisem. Ce înseamnă un prieten bun? Sufăr din lipsa ta. Prietenie. Sufăr, sufăr, sufăr. Okay. Lay stream Georgette midi dress Michael Kors. În dimineața aceasta am avut la un moment dat o problemă, nu mai știam, nu voiam să scriu că eu sunt în contradictoriu și am vrut să văd dacă de fapt sunt în contradicție. Ceva, niște creme îngrijire naturale pentru pielea și părul tău. Ceva, plată cu cardul pe ei, probabil ca să plătești ceva așa și $5 în lei. Ai primit $5? Super, super, super. Bine că nu eram pe ceva, dragă, Pornhub, ceva să să mă arăză lumea. Eu n-aș fi răspuns niciodată la asta. Nici eu. Păi, mai sunt două. Pe aceea, de găsești și aia la căutăi. Ia. Eu, doamne, cel mai recent mesaj de la tata. Cred că cu tata m-am certat în ultimul timp. Nu, ultimul mesaj, cred că... ultimul timp? Mi-a trimis acum un video, nu cred. Mor! Acum! Păi nu știu ce e, că e un TikTok, glume de tati, ok? Bă, dar nu știu ce e, nu m-am uitat, gen, nu știu ce e. Nu contează, dă-i prea acum. În Maldive cum am spune, te-ai dus acolo ca să nu te vadă nimeni că mănânci, sau? Stai, tu ți-a dat ceva de pe TikTok care a fost la televizor? Asta mi-a dat acum la 9.48, acum 12 minute. Și ce vrea să spună cu ea? Nimic, asta mi-a dat, atât. Adică eu am un minus un punct și tu efectiv ai... Exact asta s-a întâmplat. De bilețelul ăsta depinde. Dacă... nu, că oricum a pierdut. Păi nu, că păi dacă, nu, că dacă și eu pierd un punct acum, dacă e ceva ce nu pot arăta, deci... Hai, am zis că nu cred așa ceva. Sunt lipsită de secrete, n-am nimic de ascuns! Sunt curată ca o apă cristalină. O să de pe 9 ianuarie. Dracu, știi acum, mai știu eu! Ce, nu am făcut nicio poză pe 9 ianuarie? Nu erai născută. Am 8 ianuarie și... Hai să vedem înainte, se pune. Vrei din 2020? A, păi atunci e așa, așa, așa. 9 ianuarie 2020, făceam ținute pentru Bravo Ai Stil. Ia uite. Ai la steluță? Aici, cred că da, da. Deci, ieftin a ieșit, adică ce vrei să-mi spui? Că am pierdut, nu? Pui mei, deci cu care era posibilitatea? Ca eu de pe 9 ianuarie, eu am o poză ceva, măcar un screenshot dintr-o zi, nu? Făcut în telefon. De pe 9 ianuarie nu am nimic. M-aș fa să zic că Bianca, nu știu, după calcul... Alele! Știu că am greșit! E cel mai mișto challenge pe care l-am făcut până acum. Și știi de ce? Pentru că n-am știut despre ce e vorba și am fost căcată pe mine, exact, efectiv! Exact. Dacă i-a dus pe ăștia capul să pun așa, 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 așa... Ia uite, îți mânez asta, ieși cu ei pe balcon... Hai să gândim și... provocarea, da! Ciobănaș la voi am fost, măi ciobanule! Să zic că provocarea nu trebuie să fie... Dacă e ceva tare, nu trebuie să fie neapărat pe moment. Dacă am ceva de făcut, deci e indiferent. Aaa, ești aventurieră tu! A dat ideea acum când a zis că nu trebuie să fie ceva de moment. Pune să-și pune în bio pe Instagram, fană Teoro, o săptămână. Sau hai să ne gândim la ceva și mai extra, dacă nu-ți place. Sau timp de săptămână să pună cât un story când se filmează pe piesa mea. Da, 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 asta. Nu? În fiecare dimineață la cafea. În fiecare dimineață. Vezi că noi avem o chestie cu cafea. Am văzut. De fiecare dată când postează cafeaua, să o posteze pe piesa ta și să o cânte pe piesa ta. De câte o piesă de-a ta. Ești pregătită? Da. Da. Timp de o săptămână. În fiecare dimineață la cafea trebuie să faci câte un story ascultând, dansând, făcând ce vrei tu, orice piesă de-ale mele. Aaaa, în fiecare dimineață, nu cu swipe up, nu cu dalea, că nu. Superb, superb. Așa, să... Fabulos, acum începe calupul de 7 zile. 7 zile blană. Să simt și eu că te gândești la mine. Da, guys, ăsta a fost episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați marele like pentru că mă aștept foarte, foarte mult. Le mulțumesc din suflet lui Teo Rose. Puteți să-i dați follow chiar aici, aveți pe ecran Instagram-ul ei și în descriere. Lui Vlad, lui Ciobanu, Alessandrei. Abonați-vă cu clopoțel ca să fiți notificați de câte Abonați-vă cu clopoțel ca să fiți notificați de câte ori postăm și noi ne vedem cu următorul. Abonați-vă cu clopoțel. Vezi trendul. Nu te atingi ca Santi Cariana, ce mai zici? Not cool. Ești scris să cazi în cap după tequila combinat cu Jack și rom. Pune și tequila pentru multe grade.